Bun venit la Starea Sănătății! Am vorbit până acum la această rubrică despre alimentație, despre somn, despre mișcare, însă n-am apucat să vorbim despre un lucru foarte simplu pe care mai toată lumea îl face prost, superficial. E vorba de cum respirăm, desigur. Ca să ne dăm seama cât de superficial respirăm în viața de zi cu zi, e suficient să ne uităm la cum se extinde și se contractă abdomenul copiilor în mod natural cu fiecare respirație profundă. S-a dovedit de-a lungul timpului că respirația profundă sau diafragmatică are un efect calmant. E păcat așadar să nu apelăm la ea, mai ales acum când trăim niște vremuri care ne pot induce foarte ușor o stare de anxietate. Cercetătorii chiar au analizat ce s-a întâmplat cu starea mentală a oamenilor, mai precis ce s-a schimbat după ce Organizația Mondială a Sănătății a declarat în martie că ne confruntăm oficial cu o pandemie și au descoperit că a existat un salt semnificativ în căutările făcute de oameni pe internet folosind termeni precum atac de panică sau anxietate. Câteva căutări sunt sigur de la mine, da. Respirația abdominală, de pildă, încurajează schimbul complet de oxigen și ne ajută să încetinim bătăile inimii și poate scădea sau stabiliza tensiunea arterială. Tehnica concentrării asupra respirației este și ea o metodă recomandată pentru a reuși să scăpăm de acele gânduri negre, frici și senzații neplăcute. Există multe tehnici de relaxare prin respirație pe care le puteți încerca. Cel mai important este să găsiți una care chiar funcționează pentru voi. E același lucru ca și în cazul tipului de mișcare pe care îl alegem sau al alimentației sănătoase. Dacă nu ne produce plăcere, dacă percepem tot acest exercițiu ca pe o corvoadă, ne va fi imposibil să ne ținem de el. Și ca în adoptarea oricărui alt obicei bun, e nevoie de repetiție pentru a crea un ritual. Puteți începe să practicați o tehnică de respirație o dată sau de două ori pe zi, mereu la aceeași oră. Pe măsură ce veți repeta această acțiune, creierul își va modifica structura tot mai mult, devenind din ce în ce mai eficient în efectuarea ei. După cum spune și James Clear în cartea sa Atomic Habits, timpul n-are nimic magic când vine vorba de formarea unui obicei. Nu contează dacă au trecut 20 sau 100 de zile de când am adoptat un obicei, ci doar frecvența cu care l-am repetat contează. Așadar, respirația e foarte, foarte importantă, fraților, pentru o viață sănătoasă. Vă aștept de la 10 fix la Starea Nației.